Este doliu în lumea sportului. Fostul campion la culturism, Liviu Astanei, s-a stins din viață. Apropiații l-au găsit fără suflare chiar în locuința sa. Vă avertizez însă că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Liviu Astanei, un nume de valoare și o legendă a culturismului românesc, a fost găsit fără suflare în locuința sa. În vârstă de 62 de ani, sportivul a lăsat în spate rudele îndurerate. Nu știu de ce n-a cerut ajutor, nu știu. Poate că n-a mai putut, că a fost căzut jos din pat și era operat, avea aparat la inimă, emulțat. Polițiștii ajunși la fața locului l-au găsit pe bărbat fără suflare în locuința sa. Din primele informații din ancheta, acesta nu ar fi avut urme de violență. Bărbatul ar fi suferit de pe urma problemelor de sănătate, potrivit apropiaților. Cauza decesului va fi stabilită în urma autopsiei. Polițiștii pitășteni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 62 de ani a fost găsit decedat într-un apartament din municipiul Pitești. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor în cauză a fost întocmit un dosar penal. Federația Română de Culturism și Fitness a transmis un mesaj familiei îndurerate prin care își a rămas bun de la sportiv. Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființa lui Liviu Astanei, un om deosebit care a dedicat întreaga sa viață sportului și comunității de culturism și fitness din România. Contribuțiile sale vor rămâne mereu în amintirea noastră și în istoria culturismului românesc. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace, Liviu, a transmis Federația. O figură emblematică pentru culturismul din România și un sportiv cu un adevărat palmares. Liviu Astanei a făcut parte din lotul național și a reprezentat România la peste 100 de competiții naționale și internaționale.